Bună să vă fie inima! Cred că e cel mai potrivit salut în această perioadă. Nu știu cum v-au fost zilele, lunile și anul, dacă vreți, ca să parafrazez, dar știu sigur că nu au fost ca și cele de dinainte de pandemie. Arta nu poate fi oprită și de aceea, astăzi, artiștii vă sunt alături, de Crăciun, de acasă. Fiecare material și fiecare dintre mesajele pe care o să le vedeți astăzi este self-made, adică artiștii s-au filmat singuri, așa că vă rugăm să fiți îngăduitori și să priviți cu sufletul deschis, pentru că toate filmările au fost făcute cu inima curată. E așadar momentul să vă întreb la fel ca și Doriana Talpeș, primiți cu colinda? Pentru că, nu-i așa, nu există sărbători de iarnă fără colinde. Le ascultăm apoi pe mezzosoprana Andreea Ilie, artist liric la Opera Națională din București, cea care a lansat de curând piesa Amor Amor, și pe tânăra Tania Ionescu, studentă la Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara. Primiți colinda! Nu-și să căpătăm, și de-ți vrea să ne ospătați, căci un cârnat să ne dați, gazda noastră să ne învie, pre toți cu câtă răchie, și la anul să trăiți, spre noi, iar să ne primiți. Sărbători fericite, dragi bănățeni, dragi români, și să aveți parce numai de bine și de toți ai dragi prelângă casă. Sunt Andreea Ilie, sunt mezzosoprană la Opera Națională din București și anul acesta m-am gândit să vă las un gând bun și să vă urez din suflet să aveți niște sărbători binecuvântate alături de familiile dumneavoastră. Thank you.
Crăciun fericit! A secret chord that David played and he pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major leaves the baffled king composer. You needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight over Troya. When she tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your head, and from the leaves she drew the Reșițenii din trupa Phaser sunt prieteni din liceu și continuă să se simtă bine și în orașul care este acum casă, Timișoara. Bucuria Crăciunului i-a determinat să compună piesa pe care o veți asculta de îndată. Ea se numește Home for Christmas. Eva Danciu a făcut balet la Liceul de Artă din Timișoara, apoi Facultatea de Teatru tot în orașul natal, dar acum e la București, unde colaborează cu mai multe teatre. Dansul ei ne amintește de inocența copilăriei. Bye.
Și chiar dacă în această perioadă am fost departe de scenă și de voi, încercăm să vă aducem energie frumoasă și zâmbetul pe buze pentru ca împreună să trecem mai ușor peste greutăți. Sărbători frumoase! La mulți ani! La mulți ani, sărbători fericite! Sunt Eva Danciu, unul dintre mulțime de artiști cu un mare gol în suflet în această perioadă prin care trecem cu toții. Și anume, întâlnirile cu dumneavoastră, cu publicul, în sălile de spectacole. Cred că cel mai important în această perioadă prin care trecem este să o fructificăm, să privim în interior, să ne reculegem și să lucrăm la noi înșine. Fie că dormim cât avem nevoie, fie că citim o carte din când în când, fie că facem sport sau mâncăm mâncare benefică pentru organismul nostru, trebuie să învățăm să ne iubim mai mult pe noi înșine. Pentru că doar iubindu-ne pe noi înșine, îi putem iubi și pe ceilalți curat. Și fiind un exemplu, îi putem ajuta cu adevărat pe ceilalți. Vă urez sărbători cu lumină și sufletul alături de cei dragi. Crăciun fericit!
Beck Orlan e un artist cu suflet și atitudine, care își iubește țara și pe oamenii ei în egală măsură. Solista a Operei Naționale din Cluj, Andreea Jura, ar fi dorit să fie acasă, la Timișoara, alături de părinții ei, însă pentru noi și-a transformat casa din Cluj în decor și a dansat alături de partenerul de scenă și de viață, Dan Haja. Praguri multe au fost de trecut anul acesta, dar pentru trupa Pragul de Sus a fost un an cu multă inspirație. Piesa lor, Te aștept iar de Crăciun, e nou-nouță și a fost compusă special pentru această emisiune de Crăciun. Crăciun fericit tuturor! Am cântat această piesă deoarece mi-a plăcut extrem de mult versul Let your heart be light. De aceea cred că este foarte important să ne ancorăm în dragostea lui Hristos. El a venit pe lume să ne libereze de frică și de incertitudine și să ne aducă mângâiere. Așa că în acest Crăciun asta vă doresc, Let your heart be light. Thank you.
Bună ziua! Noi suntem Andreea Jura și Dan Haja. Împreună suntem prim balerine Operei Naționale din Cluj-Napoca. Ultimele luni ale acestui an au fost poate cele mai grele din cariera noastră, fiind atât de departe de scenă. Pentru noi artiștii, scena este locul unde ne simțim ca acasă. Astfel că în încercarea de a ne adapta vremurilor actuale, ne-am transformat propria casă într-o mică scenă. Credem cu tărie că niciun artist nu vă va putea spune ce este în sufletul lui. Știm doar ce este în mintea noastră. Ne dorim foarte tare să ajungem din nou pe scenă, lângă publicul nostru drag. În speranța că ne vom revedea cât de curând în sălile de spectacol, vă dorim Crăciun fericit! Sărbători fericite! A venit iar Crăciunul și iar te aștept în prima odaie a mea, ca să topim cu inima fulgidea. A venit iar Crăciunul și iarăși te chem, când lumea-i oprită în loc, să colindăm și să visăm lângă foc. E multă ceață pe drum, fericirea se oprește în pereți, urme negre de fum pe nămeți. Aglomerație în tramvai, steluțele se aprind la ferești, te întreb cum știai să iubești. A venit iar Crăciunul și iar te aștept, o taie a mea, ca să topim cu inima fulgirea. A venit iar Crăciunul și iarăși te chem, când lumea-i oprită în loc, să colindăm și să visăm lângă foc. Și cântecul te-a furat, povestea iernii ascunse în doi, timpul s-a dilatat pentru noi. Jarul ce mistuie fin, una ce poate a fost mult prea greu, poză abur de vin, tu și el. A venit iar Crăciunul și iar te aștept în prima odaie a mea, ca să topim cu inima fulgidea. A venit iar Crăciunul și iarăși te chem, când lumea-i oprită în loc, să colindăm și să visăm lângă foc. A venit iar Crăciunul și iar te aștept în prima odaie a mea, ca să topim cu inima fulgidea. A venit iar Crăciunul și iarăși te chem, când lumea-i oprită în loc, să colindăm și să visăm lângă foc. Să fugi din carte, să trăiești mai departe, când lumea-i oprită în loc. A venit iar Crăciunul și iar te aștept în prima odaie a mea, ca să topim cu inima fulgidea. A venit iar Crăciunul și iarăși te chem, lumea-i oprită în loc, să colindăm și
acasă lângă foc. A venit iar Crăciunul și iar te aștept în prima odaie a mea, ca să topim cu inima fulgide de nea. A venit iar Crăciunul și iarăși te chem, când lumea-i oprită în loc, să colindăm și să visăm lângă foc. A venit iar Crăciunul și iar te aștept, a venit iar Crăciunul și iar te aștept, a venit iar Crăciunul și iar te aștept. Pragul de sus și final de an 2020, un concert pregătit de noi, un concert pe care și noi ne doream. Bineînțeles că era mult mai altfel dacă erați voi dincolo de scenă, dar și așa ne-am gândit să fim aproape de voi. Am cântat câte ceva și promitem că vom continua să cântăm, pentru că asta ne este menirea și asta știm să facem cel mai bine. De aceea vă rugăm să aveți răbdare, vom trece și peste acest prag 2020 și toate cele bune pe viitor, pregătim cântece noi, băieții sunt foarte, foarte creativi, nici nu vă imaginați ce o să apară din această pleiadă de artiști consacrați și... Fiți cu ochii pe noi, rămânem aproape, rămânem conectați cu mare, mare drag. Pragul de sus, la mulți ani, din partea trupei Pragul de sus! Când într-o familie sunt trei muzicieni, e simplu să faci concerte acasă. Dacă mai sunt și percuționiști toți trei, e clar că de sărbători colinda se aude de departe. Cam așa e și în familia Rădeană Florescu. Lucia, Mario și Alex Florescu ne sunt alături și ei. Ana Cui e un artist implicat în multe proiecte frumoase, dar poate cel mai reușit proiect este școala al cărei cofondator este, Fabrica de Arte. Ana a adunat acasă câteva eleve și a înregistrat o colindă. Chiar dacă a fost un an dificil, Crăciunul înseamnă bucurie, veselie și un strop de copilărie. Vlad Borche și Iulia Borozan, de la Clubul de Dans Mistic din Reșița, se joacă în pași de dans pentru noi pe muzica din filmul The Mask. Acasă, firește. Noroc că livingul Iuliei e destul de mare. Dragi prieteni, anul ăsta mai mult decât oricând vă doresc din tot sufletul un an cât mai bun alături de familia Florescu. O să vă și colindăm câte ceva. Sculați gazde, nu dormiți, vremea e să vă treziți. Sculați gazde, nu dormiți, vremea e să vă treziți. Casa să vă o aranjați, flori de măr. Masa să vă o încărcați, flori de măr. Casa să vă aranjați, flori de măr. Masa să vă încărcați, flori de măr. Noi umblăm a colinda până acasă altuia. Noi umblăm a colinda până acasă altuia. Să trăiți, să întineriți, flori de măr. În mulți ani să îmbătrâniți, flori de măr. Să-mi trăiți, să întineriți, flori de măr. În mulți ani să îmbătrâniți, flori de măr. Și la anul om zânit, numai dacă ne-ți pofti. Și la anul om zânit, numai dacă ne-ți pofti. Să trăiți, să îmbătrâniți, flori de măr. În mulți ani să îmbătrâniți, flori de măr. Să trăiți, să îmbătrâniți, flori de măr. În mulți ani să îmbătrâniți, flori de măr.
Sărbători fericite! De la Ana Cui, împreună cu Nadia, Elena, Damaris și Georgiana, o mică parte din colindătorii de la Fabrica de Arte din Timișoara. Noi vă dorim în această perioadă să vă bucurați de lucrurile mici și mai mult decât orice să-i prețuiți pe oamenii de lângă voi, pe bătrâni, pe copii, pe familie, pe străini. Cu cei ce au, să vă bucurați, cu cei ce nu au, să împărțiți. Iar așa cum noi, ca și popor român, sărbătorim în această perioadă o naștere,
Așa să renască în inimile noastre speranța și credința. Din nou. Crăciun fericit! Creștea, pereche formată acum 3 ani, ani în care am fost prezentă în numeroase concursuri din țară. Din păcate, această pandemie ne ține departe de pasiunea noastră de a concura, alături de alte perechi în sel de concurs, așa că suntem bucuroși în spiritul Crăciunului să vă aducem vouă și nouă un zâmbet pe buze și să încercăm să uităm de acest virus și să ne bucurăm din asta. Vă urăm un Crăciun fericit! Chitara lui Horia Crișovan e magică în orice anotimp, dar acum, de sărbători, are parcă un farmec aparte. Thank you.
Pentru mine, cred că a venit vremea să mă odihnesc, să mă liniștesc, să nu mai ignor semnele. C-or fi de sus, c-or fi de la prieteni sau de la cei care mă iubesc, a venit vremea să nu mai ignor timpul. Asta vă invit și pe voi să faceți, pentru că este timpul sărbătorilor. Este Crăciun. Pe Emma Micloș de la trupa Box Office o bucură tot ce are legătură cu copiii și cu muzica, iar Crăciunul e o perioadă a anului pe care o adoră, ca noi toți de altfel. It's beginning to look a lot like Christmas. Once again, with candy kiss and silver lace that glow, it's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be right in front of your door. A pair of hobble boots and a pistol that shoots us. Of Bonnie and Ben, those that we're talking will go for a walk. It's the hope of Dennis and Jen. Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Bells in every store, but the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Crăciun fericit din inimă. A fost un an al extremelor în care am văzut lucruri pe care nu ne-am fi dorit să le vedem sau să le trăim, dar ne-am și mobilizat și ne-am unit în slujba binelui. Cred și eu, ca și autorul american Norman Vincent Peale, cred cu adevărat că dacă vom continua să spunem povestea Crăciunului, să cântăm colinde și să trăim spiritul Crăciunului, vom putea aduce bucurie, fericire și pace acestei lumi. Crăciun fericit tuturor!